M-a trimis cu Teoros să mă duc la bicicletă acolo unde am plantat eu floricelele. Și bă, mă îndreaptă. Și bă, mă sărim de acolo, cred că de acolo nu se mai întâmplă nimic. Ce ai făcut? Trecem pe lângă o clădire pe care scria Casa Vlad Dracul. Pe bune sau la mișto? Intrăm acolo, ne așteptă niște oameni cu brațele deschise. Măi, vreau să vă vizitez și eu camera lui... Bă, aici chiar a stat domnul Vlad? Da. Putem să vedem și noi camera? Da. Nu știam de ce oamenii au zis, da, da, sigur că da, cum să nu intrați și vizitați, cum să nu, foarte binevoitori așa păreau, știi? Și că e urșiona, văd și o camera unui om, ce poate, niște pereți, un pat. Da, da. Mamă, pe aici a pus el mă. Hai, las-o, domn, doamne. Am crezut că face așa. Ți-a put una să se miște, să facă... Adică mai e acolo sau nu mai e? Mamă, dar... Stai, mă, la mișto, mă! A căzut ceva pe mine. M-am uitat, era un băian. Am urlat, am chireit ăla. Oricum erați mai speriat decât mine. Ăla a țipat, ăla era gata să facă infarct, mă. A țipat aia, am vrut să o trag să cadă după scări. Cine a urlat? Teo, cine să urle? M-am speriat atât de tare, zici că am țipat unul. Băi, război mondial, pf, vampirul, ca veniți, te-a sub sângele. Așa de tare m-am speriat. Deci m-am speriat tare. Și eu și piticania asta de... Teoros. Nu mai e nimic acum, gata. Doamne, numai că noi stăm prost cu inima. Nu mai este, gata. Nu mai e nimic, n-auzi? Hai, ia ușor. Doare purta, hai. Lasă că... Să nu mai faci părți. Băi, lasă vrăjeala. Bă, lasă vrăjeala, că te-am văzut. Lasă vrăjeala, că îl scot de acolo, muși din el. Am suflet, era să-mi sară în brațe. M-am speriat tare. După care am intrat într-o cameră pe care chiar trebuia să o vedem. Trebuie să stăm, doamne, iartă-mă, liniștiți. Bă, intri tu aici? No, gata, no, mulțumesc. Ajungem în pragul unei uși și se întrezărea așa o cameră cu o lumină obscură. Doamnă, mai e ceva aici, nu ziceți? Mai, nu, acolo puteți să vizitați camera aia. Eu. Aici nu mai e nimica. Nu. Doamnă, să nu faceți, da? Nu mă lăsa aici. Hai, lasă, doamne, iartă-mă. Joacă-o pe asta. Mai făcea și... Și-a pus la loc. Bă, da, mama a leșinat, Gogule. Dă-te-n domn, dă-te. Eu cred că mi-a rezolvat prostata. Dă-te. Îți dau ăștia bani mulți aici să stai să faci și a zis sincer. Există un om care e plătit să doarmă într-un coșuc, să stea acolo. Ia uite, să stea așa, uite-și. Mamă. Sunt curioasă câte ore lucrează și când se face schimbul de tură. Nu mai e nimic, a de speriat. Vă și aici, că m-a speriat frumos. Vezi? Ia! Mam, dai seama, câți bani trebuie să-ți iei să stai așa, să dormi. Tu și ea dormi câteodată, este? Păi, nu te mai asumă, paci? Bădă. Și când te asumă, ce faci? Vin oamenii, dor. Păi erate-ți, dă-i s***e. Groaznic, am trăit o traumă. Sunteți bolnavă? Băi, noi nașii mei, am crezut că doar le arătați. Băi, noi sunteți bolnavă. Unde e camera, noi n-am crezut că sunt și de-astea, dar tare rău. Băi, noi sunteți bolnavă, nu se poate mai așa ceva. După care ne-am dus frumos liniștiți, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, să ajutăm pe doamna cu suvenirile. Cred că e mai grea aia, nu vrei să-mi dai mie să iei pe asta? Da, n-am să-ți dacă e greu. E aceeași chestie. Ah, e mai grea! Eu singur trebuia să mă duc la Lingural, să-l ajut pe Lingural să vină la eveniment. Bună! Salut, vecine! Noi suntem băieții cu izoleta, dacă aveți greu la geamă, greu. Am avut plăcerea să-i revedem pe toți meșterii cu care am lucrat. De tare, de te-mi dau asta. Asta le-am găsit o sticlă de Pepsi. Foarte tare. Era o sticlă de... Bă, fii atent cât de tare. Am primit niște pahare din sticlele pe care eu le iubesc pline. Acum o să iubesc sticla și goală. Toți cei pe care noi am invitat au fost prezenți aici. Ba, mai presus de asta a venit și primarul. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și m-ați primit cu drag. Eu am încercat, cât am putut eu în astea 4 zile, să merg din casă în casă, să găsesc artizani, oameni care încă mai duc tradițiile mai departe și vreau să fii prezent acum pe toți. Deci un om deosebit ne-a povestit, zice, cum zic românii, zice, fiecare dintre noi avem câte o vrăbiuță la cap. Unii au stolul, ăsta are stolul. După aceea la romi, mare meseriaș, am fost la el acasă, am văzut, auziți, stau în corturi, amărâți, așa, n-au ce mâncare, dar niciune. Dacă și Liviu a visat casa lui mare, casă de aia frumoasă, nu știu ce. Primar cu sufletul deschis, care a trecut pe la fiecare expozant. Bucur din suflet și sper să faceți lucruri minunate și aștept contractul ca să văd exact unde îmi doresc o casă, pe o cetate postâncă, pe unde o fi. Eu vin, eu votez. E clar, atunci rezolvăm sigur. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc frumos.
Aici am ne-a scos, nu ne dă nici ăsta. Te-ai aranjat. Nu le-a dat nimeni până acum. Mi-a plăcut tare mult că domnul primar a fost deschis, i-a ascultat pe toți, i-a încurajat, ca și noi, să aibă încredere că în curând o să deschidă țara și o să fie bine. La 5 un sfert ne vedem în față și plecăm la repetiție spectacol. Vale. Vă mulțumim tuturor! Și spectacol. Mulțumim frumos! Da, da, prind, și vă așteptăm la spectacol. Ne-am adunat, ne-am schimbat și am plecat la locul spectacol, la Imperial. Să trăiți! Ați ajuns, da? Da, da, da. Hai de capul meu. Până cât te trecem noi, o să vedeți la televizor. Noi am vorbit, am rugat să primim și sala, să primim și sunetiștii, că am primit informații de la domnul primar pe cine să rugăm, dar noi nu văzusem sala. Când am intrat și am văzut cât poate să fie de frumoasă și de mare, emoțiile au crescut exponențial. Ați apucat să faceți odată amplasament? Nu! Am ajuns acolo, m-am întâlnit cu trupa mea, mi-era dor de ei. Eu am o singură grijă, eu nu sunt teoroz și îmi țâțâie de o singură chestie, că dacă avem o tonalitate bună, nu mă mai interesează nimic altceva. Pe Tania am relaxat, i-am spus că pianistul meu e acolo pentru ea, că e pregătit să se ține după ea orice ar fi, să nu se streseze cu tonalitate, cu nimic, că repetăm și totul să fie exact așa cum își dorește. Problema va fi că eu voi face acest lucru și speech-ul și cântatul după dans. Am început repetiția. Repede, repede, repede! Hai, hai! 1 până la 5, 1, 2, dacă nu ești până la 5, s-a valit. Prinde bățul, prinde bățul, prinde-te! Mă, aveam microfon la gură și țipa, ca Ceaușescu. Ce dansator sunteți voi? Ce dansator? Unde ți-e bățul față? De emoții și de frica lui, nu mai știu încotro să apuce. Le zicea dreapta, făceau stânga, de emoții, de frică, înțelegi? 1, 2, 3, 4, 4, 5... Ne-am arin, când intră în priza aia și lucrurile trebuie să se întâmple atunci, mă, ți-am zis, trebuie să fii ochi și urechi. Dacă n-ai priceput-o când ți-am zis, ești prost. Mergi, du-te, 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 du-te. Stai, mă, să vină și hai, mă, o dată, țărane, că-ți dau un șut în... Hai! Mișcă-te, bă, țăranule! Băi, deci în toată sala aia la microfon, deci așa ceva eu n-am crezut că există. S-a am văzut un copilul, alt... traumatizat copilul. Acum trebuie să-și plătească psiholog copilul. Și pe de-o parte e bine că te învață să reacționezi la secundă. Și de fapt asta te creează, asta m-a creat și pe mine, așa m-a creat și pe mine tata. Ai secunda. N-ai secunda, ai pierdut secunda. Ai pierdut secunda, a venit altuția la secunda. Bravo! Bine așa! Ați înțeles? I-a plăcut lui Neamărin, a fost vesel, a fost foarte bucuros că totul era bine. Mai schimbă ceva ce mai poți, că e groaznic, se vede urât tare. Când e stresat, știi, când ele, e nebun. Atunci dacă îi zici ceva, l-ai terminat, l-ai dărâmat total. Final, lăsăm vețele jos imediat. Păi bat când simt eu să bat. Bă, taia s***, așa e. Să mă, ai zis că bat eu! Mai mult! Eu zic că ar mai trebui să-l dăm o dată. După ce ne-am organizat, am așteptat să se strângă toată lumea. Am făcut tot ce se poate regulamentar. De la intrare, cu dezinfectat, cu temperatură luată, se așează la mese. Oamenii foarte înțelegători au venit toți la care am fost, plus câteva familii de la copiii care au dansat. Sala era de 1000 de locuri, noi am avut maxim 200 de persoane, așa că totul a fost impecabil. Am dat ori la tine și nu știu. Nu, n-ai. Așa se zice. Noi ne schimbăm de caracter, lăsăm blana de lup și luăm pe aceea de prezentator. De oaie. De oaie. Exact. Pacă behăim. Noi behăim foarte multă scenă. Nici n-ați fost curioși să vedeți, bă, cu microfoanele. Eu am pus până ăla. Când se fac probă? Dacă proba ai făcut mata în continuu. Dă-ți aia jos, că spar față. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Ne facem cumva un rezumat din ceea ce ar trebui să spunem noi pe scenă. Vezi, barbule, stă bine părul. Foarte bine, foarte bine. Nu contează cât de lung a părul. La orele 19 și 20 am dat drumul la spectacol. Toată lumea dornică de spectacol, inclusiv eu. Bună seara, dragilor! Bună seara și bine ați venit! Lăsați aplauzele, că e păcat!
început spectacolul. A început Liviu cu Andrei să prezinte, să se joace cu publicul cum ar fi. Ideea este că noi vă mulțumim foarte mult că sunteți prezenți în această seară și vă mulțumim tuturor celor care în aceste zile pe care noi le-am petrecut aici în Sighișoara și nu numai, ci și pe vecinătatea Sighișoarei, ne-ați dat o mână de ajutor. Și vreți să-i mulțumim domnului primar și fără să-l pupăm acum și să-l luăm în brațe, chiar este un om extraordinar. Nu știu, ăștia doi carismatici fac echipă foarte bună. Andrei și Liviu, bărbatul perfect. Și noi ne bucurăm că am filmat această emisiune. Nu ne-am mărit sau poftit sau vă rog sau... emisiunea este Liviu și Andrei. Oh, hey, hey, hey! Exact! Băieții de la break, just to make it today! Noi am deschis seara, am deschis-o sus, undeva, pe energie bună. Așa că dacă sunteți pregătiți să începem spectacolul cu un moment slăbuț, că așa începem, cu forța, e un moment în care dansăm noi. Bineînțeles, noi suntem, de fapt, noi ridicăm momentul.